Bună tuturor! Eu sunt Janina și bine ați venit pe canalul meu. Astăzi m-am hotărât împreună cu două bune prietene, adică Ana Maria Darla de pe canalul Ana Maria Darla și Alexandra de pe canalul Alexas Hayat, să facem produsele preferate anului 2015. Și să începem. Eu o să încep de la bază, adică produsele make-up preferate, și produsul meu de anul acesta este crema de la Olatz Total Effect 7-in-1 Instant Smoothing Serum și este foarte mișto. Este acesta. Acest produs este deja al doilea pe care îl cumpăr, este foarte bun când ți-l dai, ai chipul așa mai, semnele de vârstă așa un pic se întind și sigur o să-l mai cumpăr, îmi place la nebunie. Un alt produs, tot pentru bază, este fondul de ten de la Kiko. Este fondul de ten Universal Fit. Eu am nuanța Warm Rose 40. Este de nu se poate. Adică nu are o acoperire foarte mare. Este tocmai ce eu îmi doresc. Îmi dă o uniformitate pielei și îl ador din tot sufletul. Deja este al treilea, cred, pe care l-am luat și o chestie foarte importantă este că nu mă ustură în jurul ochilor, pentru că de obicei anumite fonduri de ten mă deranjează și costul este foarte bun, costă mi se pare 5,90 € și adică 6 ori 4 cam 24 de lei, deci este ok. Următorul produs este acest bronzer, care are bronzer și iluminant. Este bicolor. Este de la Master Sculpt, de la Maybelline, New York. Este bronzerul pe care îl folosesc tot timpul. Are și o oglinduță aici. Este foarte drăguță. E așa micuț, îl iei peste tot. L-am folosit foarte mult, îmi place mult, are o culoare nu prea închisă și pot să lucrez la contouring ca lumea. În plus are acest iluminator care nu este exagerat, deci îți dă tonalitatea corectă, cum zic eu așa, ca să nu se mână a mască. Încă ceva care îmi place foarte mult este pudra de la Rimmel Stay Matte, care am descoperit-o de la o YouTuber și îmi place la nebunie. Eu am nuanța 001, că sunt albă și e mișto, adică îmi place, te face să ții machiajul cât mai mult, matifiază, îmi place, are lungă durată, e super. Deci și acesta este un produs pe care o să-l mai folosesc. Un alt produs este această mică paletuță de la Bichic, care o folosesc tot timpul. Are un blush, nu, are un blush în cremă, ăsta, și aici este un iluminator și acesta este un alt blush în pulvere, este ăsta pe care îl folosesc foarte mult. Îmi place, e un pic piersică culoarea, îmi place foarte, foarte, foarte mult, îl folosesc tot timpul, l-am și acum. Și acest produs a fost super ok și sigur o să-l folosesc și în anul acesta. Un alt produs este pensulica aceasta de la Melissa. Îmi place la nebunie, nu știu de ce m-am
Îmi place mult, e moale, mișto, aranjez ca lume. E de nu se poate vânsulica asta și sunt foarte fericită că am cumpărat-o. Un alt produs pe care sigur o să-l folosesc din nou, sigur o să-l folosesc mereu, sigur o să-l cumpăr din nou, este creionul pentru sprâncene de la Pupa 01. Eu nu reușesc niciodată să-mi găsesc culoarea mea. Este un fel de gri, pentru că eu sunt blondă gri așa, și el reușește să-mi dea o culoare ca lumea la sprâncene. Și are și o pensulică, are o periuță aici să-ți piepteni sprâncenele. E super ok, sigur o să-l cumpăr din nou. Un alt produs pe care îl ador, pentru că în primul rând este așa micuță și poți să o iei peste tot, este această paletuță de la Benefit pe care am primit-o cadou de la Manuela Mihalcea, de pe canalul Manuela Mihalcea, cu ocazia colaborării noastre de Secret Santa. Vedeți ce frumos este? Are o glinduță, are 4 culori și plus 2 culori separat. Le folosesc mereu, îmi place, am aici un alb, un argintiu, un grena, sunt toate sidefate, și un roz mai închis. După aia mai am aici astea sunt în cremă. Și este unul bronzer, culoarea bronz, și unul auriu. Vă recomand, este foarte drăguță și poți să iei în poșetuță așa, e de nu se poate. Îmi place la nebunie. Haideți să trecem la rimel. Rimelul meu preferat este acesta de la Debbie. Este, v-am mai vorbit de el, dar îl ador. Are o pensulică destul de mare, desface bine genele, îmi place mult de tot și sigur o să-l cumpăr din nou. Un alt produs pe care să-l folosesc este acesta. Este un creion negru de la Wicon, se numește Long Lasting Crayons, e de la noua colecție, 24 de ore, negru. Este așa. Ok. Și e un creion cu care mă descurc foarte bine, pentru că scrie imediat și nu trebuie să treci de multe ori și e super. Deja e al doilea pe care îl cumpăr, deja ca să-l am acolo, pentru că era o ofertă și a fost super. Un alt produs pe care l-am descoperit în ultimele luni este acest lipstick de la Kiko, să vi le arăt, este așa, este primul lipstick ruj, chemați-l cum vreți, care în sfârșit durează într-adevăr foarte mult. Are prima bază așa, ăsta e roșu, dar deja am alte 4 culori. După ce se usucă, dați cu acesta transparent peste și produsul se menține ore, 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 ore. Chiar dacă și mâncați, tot rămâne. Pe buze am unul portocaliu. Ăsta care vi-l arăt este culoarea roșu, adică 112 de la Kiko. E la nebunie, e de nu se poate. Ăsta e rujul perfect pentru oricine. Au și culori foarte drăguțe, ține și mult, au și culori din astea tari și culori mai tenue, așa ca să poți să-l folosești în cursul zilei și e ok. Acestea au fost produsele mele preferate de make-up
de anul 2000, pe anul 2015. Vă mulțumesc și sper că o să vă duceți să vizitați și canalul lui Ana Maria Darla și lui Alexas Hayat. Vă urez un an nou cu bucurii, la revedere și ne vedem la următorul video. Ciao.